Peste 850 de medici au participat la Craiova la Congresul Național al Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România. Care a fost cel mai mare efort pe care l-ați depus în organizarea acestui congres? Foarte multe lucruri am avut de înfruntat, ca să spunem așa, numai că aici în Craiova suntem o echipă tânără, bună, am avut ajutorul major al tinerilor radiologi din departamentul meu, al Societății de Radiologie și Imagistică Medicală, al companiilor partenere și nu în ultimul rând al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, din al cărei colectiv fac parte. Ați reușit să aduceți și reprezentanții ai Societății Europene de Radiologie și Imagistică și nu e puțin lucru. Care este suflul care bate dinspre Europa? Cred sau sper că unul foarte bun. Da, este cred că un record, o premieră. Sunt în jur de 20 de personalități din societatea europeană și în principal din bordul societății europene, ceea ce e un lucru bun. De fapt, totul a început, cred că, cu sesiunea de anul acesta din martie, în care societatea europeană ne-a invitat să arătăm ultimele realizări, ultimele noutăți din radiologia în România, în cadrul unei sesiuni SRMITS Romania și care a fost o sesiune, cred, cu mare succes. O sală plină dimineața la ora 8, toți au fost impresionați. Ca drept urmare, în acest congres, la acest congres, ni s-au alăturat președintele Societății Europene, profesorul Adrian Brady, de asemenea președinta cursului Visiting Professorship, doamna profesor Valerie Vilgren, profesorul Cristian Löwe, specialist în imagistică cardiacă și care este implicat în societatea europeană, profesoara Laura Oleagă, care investește în educație pentru că este președinta EDIR, adică a diplomei europene, există o diplomă europeană, și mulți, mulți alți președinți de societăți implicate în societatea europeană. Care sunt problemele medicilor radiologi din Europa și în ce măsură ele se regăsesc și în România? Culmea este că chiar avem probleme similare cu societatea europeană. Da, în momentul acesta, în România există echipamente bune, de foarte bună calitate și într-un număr destul de mare. Deci suntem aliniați cu societatea europeană. Avem medici foarte buni. Și de ce zic medici foarte buni? În ultimii ani, în ultimul an, la rezidențiat, examenul de intrare în rezidențiat, cei care au obținut punctajul cel mai mare și-au ales ca specialitate radiologia. Clar vin în spate tineri entuziaști, dorniști să învețe și care au fost buni până la urmă și în timpul facultății. Deci avem echipament, avem personal. În plus, numărul de examinări și volumul de lucru este din ce în ce mai mare. Același lucru există și în comunitatea europeană și în societatea europeană. Cumva suntem subnormați ca personal medical și ca personal auxiliar. Noi avem mare nevoie ca imagiști, nu numai de medic, ci de echipă completă care include atât asistent cât și tehnician radiolog. Deci toate cele trei componente trebuie să fie. În momentul ăsta suntem subnormați pentru volumul existent. Se încearcă de către universitățile de medicină și farmacie să aibă un număr din ce în ce mai mare de rezidenți pe specialitate. Unele facultăți și universități, cum este Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, pregătește și ne dă pe piața muncii tehnicieni radiologi. Anul acesta este prima promoție de tehnicieni radiologi în cadrul Facultății de Medicină, Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Deci aceste probleme le au și cei din Europa și din societatea europeană. Clar le avem și noi. Probabil că în plus față de ei, noi avem nevoie din ce în ce mai mult de echipe multidisciplinare, echipe cu clinicieni. De aceea și în cadrul congresului, toate mesele rotunde, pe lângă radiologi, au implicat și un medic clinician și, bineînțeles, partenerii, pentru că noi fără echipamente nu putem să fim compleți. Și pentru că vorbim de echipamente, deși avem tot ce ne trebuie, aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu tinerii medici, cu rezidenții care vor să învețe pe aparate, vor să facă mai multă practică.
cum îi putem ajuta și cum îi poate ajuta societatea de radiologie și imagistică medicală? Se investește foarte mult în tineri, atât la nivelul societății europene, cât și la nivelul societății noastre și cum altfel decât în educație. Investim, sunt programe foarte multe pe care societatea europeană le are. Noi acum avem un acces liber, există un parteneriat foarte bun între societatea europeană și societatea de radiologie și imagistică medicală. Dacă devii membru al societății române de radiologie și imagistică medicală, automat devii și membru al societății europene. Dacă ai devenit membru al societății europene, ai acces la o serie de cursuri și de tot felul de workshop-uri de pregătire, în principal pentru tinerii rezidenți și nu pentru seniori. Deci ăsta este primul pas. Studenții de la facultăți încercăm să-i aducem mai aproape de societatea de radiologie. Chiar aici la congres avem voluntari care ne ajută din Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Atunci ei văd despre ce este vorba, cu ce se mănâncă, să spunem așa, radiologia în România. Cam așa încercăm să-i ajutăm în momentul ăsta. La congres au fost prezentate multe aparate de la mai multe firme. Practic, medicii care au venit au putut să vadă, să testeze. Din tot ce ați văzut și ați observat, ce v-a rămas în minte? Dintre echipamente? Sunt foarte multe echipamente, dar cel puțin în Craiova și cred că în România există câteva care investesc foarte mult în viitor, în tehnologie și cum această tehnologie ne poate ajuta pe noi medicii. Și una dintre ele este clar Siemens Healthineers. Ei investesc și au o tehnologie foarte bună în ultima perioadă și de noutate cu care ne ajută. Așa cum am spus, noi fără echipamente de înaltă performanță nu putem să funcționăm. Am observat că Siemens Healthineers a fost partener strategic al acestui mare eveniment, al Congresului Național până la urmă. Ce a însemnat asta din perspectiva societății de radiologie și imagistică medicală? În primul rând, un ajutor enorm în tot ce înseamnă organizarea unui congres care a adus în Craiova un număr record de oameni, 850 de înscriși fizic, pentru o societate de radiologie și imagistică medicală care are în jur de 1100 de membri, este clar o realizare în ultimii ani. Ne-a ajutat foarte mult, ne-au prezentat noutățile lor, deja unul dintre echipamentele lor există în România și, bineînțeles, oamenii și colegii radiologi, ei văd ce dezvoltări sunt în cadrul companiei și cum acestea ne pot ajuta. Câți medici radiologi avem în România în prezent și de câți ar fi nevoie? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Chiar în timpul mandatului meu de președinte al Societății de Radiologie și Imagistică am făcut o colaborare cu Colegiul Medicilor din România. Colegiul Medicilor din România are acum comisiile de specialitate ale lor din Colegiul Medicilor și am pus această întrebare și am obținut o statistică de la ei, pentru că toți medicii trebuie să aibă acel aviz de liberă practică care este eliberat de către Colegiul Medicilor din România. Avem un număr de 1800 de radiologi practicieni în momentul ăsta în România. Din 1800, 850 sunt aici. Cred că ar trebui triplat numărul. Minim. În momentul ăsta, de exemplu, în Spitalul Universitar din Craiova sunt cerințe de minim 8 posturi de medici și tot atâtea de tehnicieni și asistenți. Deci vă dați seama că există o cerință foarte mare pe piață. Problema este că se preconizează că pe viitor vor ieși foarte mulți medici din sistemul medical și radiologi. Ce se poate face pentru a suplini această penurie? Nu știu dacă stă în mâinile societății de radiologie neapărat acest lucru. Este un lucru politic și care ține foarte mult de cum investim, ce costuri presupune până la urmă un medic rezident și pregătirea acestuia în perioada de 5 ani. Clar, noi ca societate de radiologie, noi ca universitate medicală care oferim pe piață studenți, avem nevoie de educație, să oferim servicii către pacienți și de cercetare. Numai așa cred că putem să-i ținem pe medici aici, să nu plece și să facă treabă în România.
ce vești bune aveți pentru practicieni, gândindu-mă la cei care se încarcă cu doze de iradiere? Să nu se mai sperie. Echipamentele actuale sunt clar low dose, adică cu doză foarte mică de iradiere. Există foarte clar la nivelul societății europene o dorință și la nivelul societății de radiologie de utilizarea echipamentelor din ce în ce mai noi și acestea clar au un dozaj mai redus decât cele vechi, plus noile tehnologii care oferă acest lucru. Deci, don't be afraid! Dacă ar fi să faceți portretul medicului radiolog din zilele noastre, cum ar arăta acesta, dar peste 10 ani? Cum arată cu tehnologia în mână, cu digitalizarea în mână, cu programele de inteligență artificială la dispoziție să-l ajute în munca de zi cu zi, datorită volumului foarte mare? Cum îl văd peste 10 ani? Și mai bun, și mai performant, și mai pregătit în România. Și mai integrat în tot ceea ce înseamnă echipă multidisciplinară. Pentru că în momentul ăsta în România ce avem nevoie noi ca radiologi, așa cum v-am spus, avem medici buni, avem echipamente de înaltă performanță, avem nevoie să fim integrați în echipele multidisciplinare, avem nevoie să se știe că este nevoie de medicul radiolog și că este o componentă indispensabilă a acestei echipe multidisciplinare.